Ne aflăm la stația de tratare de la Cerbureni, unde în ultimii ani s-au făcut foarte multe investiții și bineînțeles că mai e nevoie de multe alte lucruri. Despre ce s-a făcut și mai ales despre ceea ce urmează să se facă, o să ne spună domnul inginer Popescu, cel care este șeful acestei stații. La stația de apă Cerbureni, în ultimul mandat, s-au făcut lucrări esențiale pentru rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare, în primul rând, a construcțiilor, a rețelelor, mentenanța sistemului de alimentare cu energie electrică prin reducerea consumurilor de energie reactivă, prin montarea de condensatori paralel cu mari consumatori. S-au făcut schimbări de pompe de la stația de coagulant, pompele pentru var, soluția de var, soluția de sulfat de aluminiu, pompa mare de tipul MV303, de 200 de kW, care alimentează rețeaua de distribuție, a fost înlocuită cu sprijinul primăriei municipiului Curtea de Argeș. S-au făcut lucrările de eliminare a pierderilor de căldură din incintă prin montarea de tâmplărie nouă cu termopan. Pentru reducerea... Aquatermul este administrator al acestei administratorul stații, proprietar este primăria, iar investițiile mari, importante, se fac din fondurile din fonduri primării. Publice și contribuția SCE Aquater. Deci a schimbat atâtea lucruri, asta înseamnă că apa trebuie să fie mai bună, nu? Din ce în ce mai bună, exact. Da. Să continuăm. S-a făcut un lucru esențial pentru a menține un echilibru hidraulic pe rețeaua de distribuție. S-a montat un convertizor, două convertizoare de frecvență pentru cele două pompe de tip MV. O etapă esențială pentru viitorul acestei stații și calitatea apei potabile în municipiul Curtea de Argeș este a se schimba întreaga tubulatură din galeria de conducte, din zona de filtrare, care de 50 de ani în aceeași stare, iar pentru a putea lucra sub exploatare, era necesar să se schimbe acele vane și conducte, dar ar fi însemnat ca pe toată perioada lucrărilor orașul să rămână fără apă. Pentru a se furniza în regim de continuitate, a fost necesar să se realiza un bypass pe rețeaua de alimentare din cele două bazine de stocare 2x2500 de metri cubi, cu rețeaua de bypass care se face din conducte de PHD 500 mm, cu vane de sectorizare, să se poată opri apa pe vechiul circuit și pe noul circuit, astfel încât să se poată face lucrarea de bază, schimbarea de vane de conducte, fără întrerupere furnizării apei. Da. Asta este esențial. În viitor, tot cu sprijinul primăriei municipiului Curtea de Argeș, putem să extindem bazinul de stocare al apei potabile, care acum are 2500 de metri cubi, care poate fi extins pe zona de vest a clădirii, paralel cu vechiul bazin, astfel încât să asigurăm o rezervă și o autonomie mai mare de apă în situațiile în care stația de pompe nu va avea energie suficientă și toate trecerile astea și fluctuațiile se vor simți în oraș. Ca să eliminăm și aspectul ăsta, sau când se va trece, când vom avea un grup de electrogen, să putem un generator, exact, un generator, să asigurăm autonomia, sau când vom finaliza un parc fotovoltaic ca să asigurăm din strictul avem o inițiativă, da. Am obținut de la primăria comunei Valea Iașului 3000 de metri pătrați concesionat. Ar asigura în cazul în care s-ar face un sistem acolo, nu, ar diminua pe timp de zi, ar diminua consumul de energie și am rămâne numai pe timp de noapte cu consumul din rețeaua publică. În spatele meu se află convertizorul de frecvență cu rolul de a echilibra presiunea din punct de vedere hidraulic pe toată rețeaua de pompare, rețeaua de distribuție, care din această zonă alimentează municipiul Curtea de Argeș, comunele învecinate Valea Iașului parțial, Valea Danului parțial, în prezent total Băiculeștiu și ocazional Albești de Argeș, fiind un sistem cu control al presiunii și al debitelor la nivelul stației de apă Cerbureni,
avem un alt senzor de control, deocamdată unul, o să punem în toată rețeaua de distribuție care e la sediul Aquater, funcție de care se reglează turația pompei care este în funcțiune, iar în momentele de vârf se suplimentează debitul și presiunea, intrând în funcțiune cea de-a doua pompă. Ele, în mod normal, ca să funcționeze continuu, ar trebui să consume 400 de kW cumulat, ceea ce acum se face economie, deoarece se intră în funcțiune pompa de rezervă numai când este nevoie, iar cea de bază funcționează la nivelul la care avem necesitatea de consum. Este panoul de control. De aici se dau comenzile pentru turația motoarelor de la stația de pompe. Convertizoare de tip Siemens. Sunt foarte fiabile. Ca elemente de siguranță avem și un alt circuit cu un monitor, cu o cameră.